România e pustie de Paștele din anul pandemiei. În marile orașe, străzile, parcurile și molurile, de obicei pline, sunt acum goale. Iar pe Valea Prahovei, numită și Șoseaua Nervilor, doar câteva mașini au circulat. București, cu o cifră oficială de peste 2 milioane de locuitori, ocupă locul 4 în topul celor mai aglomerate orașe din Europa. Pandemia a anulat însă orice statistică. Prima zi de Paște. Imaginile filmate din aer arată un oraș mai degrabă părăsit. Piața Presei Libere și zona Arcului de Triumf nu au fost nicicând atât de pustii. Drumul Național 1, cea mai aglomerată șosea de sărbători, este acum de nerecunoscut. Doar câteva mașini mai apar pe alocuri, iar acelea sunt oprite de polițiști. În pădurea Băneasa, contrastul este și mai puternic. Anul acesta, niciun om nu a mai ieșit la iarbă verde. Pentru a se asigura că nimeni nu ajunge aici, pe alei îi vedem pe jandarmi care au ieșit în patrulă călare. Anul trecut și pădurea Cernica era sufocată de oameni care ieșeau la grătare. Astăzi, dincolo de porțile închise cu lacăt, se aude doar ciripitul păsărilor. În zilele de sărbătoare, molurile din capitală erau pline. O adevărată aventură era să găsești un loc liber în parcare. Acum, centrele comerciale sunt închise, iar parcarea este goală. În prima zi de Paște, parcurile sunt și ele pustii. Plimbarea în parcul Herăstrău pentru bucureștenii care nu plecau de Paște la mare ori la munte era în anii trecuți o tradiție. Locul era plin de copii care zburdau sau se plimbau pe role ori cu bicicleta. Acum însă parcul este gol. În Constanța de sărbători era deja tradiție ca sute de oameni să profite de briza mării. Astăzi, în fața cazinoului, a fost doar ceață. Dacă în alți ani faleza cazinoului era locul preferat de constanțeni pentru tradiționala plimbare după masa de Paște, acum promenada este pustie, iar zona este păzită de jandari. De la nord la sud și de la est la vest, o liniște apăsătoare a cuprins astăzi toate orașele României. În Brașov, destinație preferată de români în zi de sărbătoare, abia s-a zărit câte un suflet. Iar la Iași, doar echipele care se ocupă de dezinfecție au ieșit pe străzi.